Salutare Timișoara și salutare tuturor iubitorilor de mâncare. Astăzi suntem la Rio. Nu se vede prea bine pentru că avem o scheelă aici. Sperăm că înspre bine. Am venit să mâncăm sushi și să vedem ce specialități mai au înăuntru. Haideți dar să intrăm prin scheela asta. Are deja soi de pe meniu, dar ar trebui să ne uităm și noi, pentru că eu zic că e destul de important să știm ce putem alege de mâncare. Oh, ramen! Dar de vită? Unde este? Ramen? Nu este, nu este pui sau porc? Taram-pam, pam-pam-pam. Și partea asta dăm mai pe viteză pentru că vrem să trăgem o auta, avem și bărcuțe. Oh. A, și de bot. Cred că un ramen o să fie și poate câteva felii de maki. Înainte ca să veniți, ar fi bine să nu faceți o rezervare, pentru că locul e destul de mic și când am intrat, am întrebat dacă avem rezervare și ne-a zis nu. Și că nu rog, am prins un loc. Da. Este ora 21:30 acum, deci teoretic nu mi-am mâncat, nu mai e așa mare problemă, dar se pare că aici încă e. Mie nici nu e locul foarte mare, dar sperăm că mâncarea e bună. Mănânc cu băuturile, eu m-am luat un latte ice matcha, știi? Stai așa că mă uite, este aici în meniu la final. Este așa, matcha, ice matcha latte. Asta am comandat. Și la Rish l-a luat Coco Matcha. Mă rog, varianta cealaltă. Asta e la Rish. E cu cocos. Asta înseamnă coco, nu cu ciocolată. Îmi credeam la inițial. Wow! E bun, are gust de cocos. Să vedem matcha ice latte. Mi pare foarte bun. Mai bun decât a tău? Ne-a gustat pe tău? Foarte bun, foarte bun. Da, mi-a gustat. Și mi-a gustat decât a tău? E mai dulce doar decât al meu. Ok. Da, e bun, am amândouă. Hai să-l gust acum pe meu, eu nu l-am gustat pe meu. Seamănă foarte mult cu bubble tea de matcha. Da, e bun, chiar îmi place, nu mai are rău că am luat. Până vine mâncarea, vreau să mai arăt ceva și o să îndrept camera în sus, să vedeți cum arată. Șmecher, așa e. Mi-a ajuns supara. Uitați cum arată. Aici avem ouă și aici pui crispy. Acum, sincer, nu mă dă pe spate pui crispy, dar hai să vedem. Alge. Asta așa. Să gustăm mai cum arată. Și e pariu că nu o să vreau chili. Deci avem, uite, asta e bok choy. Bok choy. Hai să vedem cum e bok choy-ul de... Da, ce? Altele? Pare făcut de casă. Stiu-i. Ce e bun. Și să vedem peței. Iar supa, gustăm. Dăm și mie supa, ligura la suivaj. Cum e? Not the best, dar e bună. E bună. Hai să vedem ce zice și Larry. Ține acolo. Nazim. Nu e cea mai bună. Am mâncat aia de legume din Viena, care pot mâna. Așa e că panca era mai aromată. Așa.
Deci? Are arome faine, aromele faine la ea, dar nu știu, nu știu cea mai bună chită era, venea mâncat mai bună care a fost vegetariană. Aia am fost 5-5-5 până acum, pentru mie, la ramen. Aceasta a fost un 3. Doar pentru care arome bune are gustul foarte bun. Dar nu e strălucită. Dacă sushi mi-e bun. Hai să continuăm și să vedem. Carnea, să vedem cum e, că asta mi-am gustat-o. Chiar frică. Zic eu asta, gândul oseană. Vezi și ouă. Ouă pare fain. Ouă pare fain făcut. Nu e rău. Vezi tu ou? Nu. Tu să vezi ouă. Nu mai întrebi nimic de la tine. Oh, da, oh, e bun. Bun. Dar arăta bine. Acum, hai să... Hai să-i adaptăm un pic gustul. Punem niște chili. Bineînțeles că mi-am dus. Mi-am dus sosul ăsta meu care mi-a curs pe aici. Oh my god, mă curs până rucsac sosul. Bun, dăm un sos chili. Are venit salata asta wakame. Și mă dansează. Salata mea preferată. Și mi-a ales că stăiată așa subțiri, 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 subțiri. Deci aici e treaba. Supa asta, ramen. Cred că am îmbunătățit acum, nu sigur. Ah, uite că mai este un om. O, ăla cred că era, l-am băgat eu din jos. Bun, hai să gustăm acum cum e. Puțin iute. M-a schimbat puțin gustul. Puțin iute. A fost mai devreme puțin iute. Ai simțit-o? A fost iute. Da. Nu, asta nu a fost iute. A fost iute, iubire. Poate pentru tine, dar eu nu am simțit deloc iute. Îmi place, ne? Tot de soia? Salata, asta e dimențială. Nu știu vreau un pic de salată de la mea. Oricum e iute salata, că iute, are un pic de iute în ea. E bună asta. Ce am zis că e foarte bună. Wakame. E bună. Nu e cea mai bună care am gata, dar e bună. Chiar vreau să o termin până la capăt. Cea mai bună a fost aia de legume. Să știi că... Viena. Nu, cea mai bună nu a fost aia. Cea mai bună a fost aia de la Ico. Aia de la Ico a fost cea mai bună. În schimb, asta... Bine, eu la Ico nu am mâncat, de-aia nu am mâncat. Bă, nu pot zice că nu e bună și asta, dar... Știi, am picat și tot mai mult de mare de la ea, ținând cont că e din carne. Wakame, salad. Salată de alge. Bună, marinate, cumva. Hai să vă arăt și puiul ăsta cum arată, cum e. Acum am spălat bine. Un fel de șnițel de pui. Înțelută subțirea care e băgat de nou. N-am mai mâncat stilul ăsta de la mine. Da, și nici el n-am mâncat niciodată.
De vreo o porție de sudămane care te salută pe aia, nu mai ai rost să-ți iei altceva. Dar merită să-ți iei ceva pentru să încerci gustul. Poți să mănânci tu, salata. Mata. Da, mata. Până ne apucăm de sus și mai vreau să mai încep puțin salata asta. Wakame. Thank you. Mă arată. Uitați-vă aici cum arată. Și ăsta-i celălalt. Salmon avocado. Și da? Ăsta-i cu ton. Nu mai știu. Ia să vedem. Oi? Bă, adevărul că arată... Arată într-un mare fel. Mai ce bune, mama mea. Și haideți să vă arate aici. Asta m-a venit mie. Bă, deci, cum poți să... N-ai cum. Hai să terminăm supa. Asta mai rămas de ea. Și să mâncăm și noi un sushi din asta. Mama, ce bune. Ok. Na, supa e din ce în ce mai bună, dar cum v-am zis, nu e supa aia pe care o ai când să fie boasele mea. Nu e supa aia. Aia e supă ce trebuie. Hai să mai mâncăm un pic de, din ăsta. Nu zic cum o fac. Nu știu că nu pot să dau 5. Nu pot, pur și simplu, pot să dau 10, 20. Adică în viața mea am mâncat așa sur și bun, cu ton crud, că mie nu-mi place tonul, așa mâncat și cu mânul. Cu ton crud și cu mango. Un deliciu. Excepțional, dacă vă place mâncarea sărată cu dulce, îi... Nu am cuvinte. Bun. Continui cu ăsta și da. După aia o să merg cu ăsta. Sau cu care să încep? Și ăsta e foarte bun. Doar că deja sătulă și am terminat toată forța, deci pentru mine a fost ina. Somon cu avocado. E foarte, foarte tare. Și nu pune așa, nu pune. Care sos de maioneză, iute, spicy? Și mai simt sosul dacă pui așa pe ăla. Așa e? Îl simt somonul, e așa frage, se rupe în gură, e moale, avocado-ul e foarte bine. Nu mai rămâne ce mesteca, că mestești pur și simplu, dar se topește tot așa, se dezintegrează în gură. Așa fain. Când îl mestești, îl spar, îl spar picurile. Foarte bun, da. Vedeți aici, la capăt avem niște nichele. Bun. Nu, dar așa, știi, mi-e place sushi să fie cât mai simplu o a căzut o spală. Clasic. Vezi că acolo erau și alea. Picrele. E bun, da. Nu pot zici că nu e bun. Scuză-mă, caviarul. Nu e bun. Caviar. Da. Thank you. Da, bun. Da, să trec la asta. Asta pentru mine e... Ce
și de așa. Da, să l-ai spus și tu. E mirmurat. Wow. Nu e nimic ca și somonul. Un somon bun. Doamne, ferească-te ce e. Păi, cică. Nu, 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 nu. E atât de soft peștele, cât l-am tăiat. Vedeți aici partea asta, am tăiat-o din greșeală. Când am pus să prindă ea, o trecut prin ea, pur și simplu, ca și până ne-a luat. E soft. Mamă. Noi, noi ce trebuie? Noi ce trebuie, dar... Dacă vă plac chestiile astea, în stilul ăsta, e ok să veniți să luați. Eu nu sunt așa fan. Eu sunt fan să simt peștele crud. Maki, nigiri, sashimi, astea sunt pentru mine cele mai de top. În restul, nu știu, mi se pare că... Ca și când bei cafea, știi? Când bei cafea, pui zahăr, pui lapte, cu tot felul de chestii, trebuie să te bești cu chestia asta. Și să simt gustul pur. Matcha. E bun. E bun și ăsta. Cam atât a fost. Ne vedem afară cu concluziile de final. Am terminat de mâncat. Am luat și la pachet ce ne-am rămas, că era mult. Și mult prea bun. Da, a fost bun, da. Concluzie de final. Hai, începe tu. Mai sunt ramen 3. Wakame, salata, da, salata wakame 5 și sushi ăla 10, media, sushi ăla 5 din 5, da. Eu vă recomand pentru sushi să veniți aici și băuturile lor, fost bune amândouă. Chiar vă recomand, pentru sushi vă recomand 100% să veniți aici. Foarte bun, foarte, foarte bun. Și băuturile și localul cum au fost? Cum s-a părut? Localul 5 din 5, băuturile tot așa 5 din 5, ba. Da, 5 din 5. Chiar au fost bune, nu pot să mă aflăm. Deci a zice un 4,8, să zic așa. Dar pentru sushi chiar 5 din 5. Da, la mine băutura, nu pot să zic că m-a dat pe spate. Aș fi preferat o limonadă mai mult. Nu știu de ce, dar probabil că m-am văzut mai mult limonada. Poate dulce, tu nu ești cu dulcele. Nu, mie nu s-a părut așa de dulce. Dar nu mi s-a părut așa mult aromă în el. Ideea e că supa... Nu a fost chiar ce mi-am dorit să fie, aroma se vedea că nu e de la oase de vită fierte. Nu, era, nu știu, o supă mai mult vegetariană, cred că, dar a fost bună și aia, i-aș putea să-i dau un 3 din 5, n-aș mai comanda dacă aș veni pe aici. În schimb, peștele l-aș mai comanda și mă refer la sushi. Sushi chiar a fost bun, sushi chiar a fost foarte fain. Nu sunt fan peștele ăla, sushi ăla care e amestecat cu tot felul de gusturi și sosuri peste el. Eu sunt fan peștele, sushi ăla tradițional, classic. Cred că, clasic. Ăla mi se pare cel mai bun și a avut chiar gust foarte fain. Wakame a fost chiar foarte fain și ăla. Tăiat foarte subțire, să simți fain în gură. Acum dinții mei suferă. Da, teoretic mergem pe un... Eu aș merge un 4... jumate, cel mult la restaurantul ăsta. Dacă vii pentru sushi, e 5. Dacă vii pentru alte meniu, chestii, supa și cu ăsta... Aș zice un 4 pentru aș merge, da. Hai, zice 4 jumate. Eu pentru mine nota 4 jumate, zice eu. 4,8 pentru Larisa. Ok, cam atât a fost. Dale. Nu uitați de celelalte episoade și nu uitați să verificați și canalul de TikTok. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Așa.